Nu pot să spun că am fi câștigat, pentru că Gloria Bistrița este o echipă redutabilă, o așa rată locul din clasament, dar pot să spun că stăteam mai aproape de Gloria Bistrița. Legat de arbitraj, ne puteți spune ceva? Da, o să le fac raport, inclusiv la IHF. N-am văzut până acum și sper să vadă și șefii handbalului românesc și șefii arbitrajului ceea ce s-a întâmplat astăzi. Sunt foarte dezamăgit, pentru că în vară s-au mărit toate baremele. Este cea mai bine plătită ligă de arbitri din Europa, cred că din lume, și nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Pentru că noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine și arbitrii sunt datori să împartă dreptatea pe teren, indiferent de cine joacă și cum joacă. Au fost situații care au influențat decisiv meciul? Nu știu dacă decisiv meciul, dar unele momente da. Într-adevăr, au fost și anumite momente în care putem spune că am fost defavorizate, care chiar dacă nu reușeam să câștigăm, dar puteam sta mult mai aproape de echipa Bistriței.